Primele versete din cartea Iov spun așa. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgăriți și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se sculea des de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Să ne așezăm. În această dimineață am avut de ales între 2 rele și n-am știut care e mai mare și care e mai mic, așa că nici în momentul ăsta nu știu dacă l-am ales pe al mai mic. Primul rău era să pun presiune pe păstorul dumneavoastră și să-l anunț în ultima clipă că nu mai am cum să ajung, măcar că asta era normalitatea. Al doilea rău era să vin așa cum mă vedeți și să fiu bun de nimic. Până la urmă o să vedem noi care a fost rău mai mare și rău mai mic. Așa că, frate păstor, dacă vedeți că nu mai face sens ce spun, opriți-mă, că n-o să-mi dau seama nici că nu zic bine. Da, vorbeam cu fratele păstor, mă uitam peste biserică și am zis, asta nu e biserica Philadelphia pe care o știu eu, că eu nu mai cunosc aproape pe nimeni de aici. Câțiva dintre deștia care ne apropiem de pensie, în rest, o biserică nouă. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Philadelphia. Mă bucur să revăd totuși câteva fețe cunoscute. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și în această dimineață, vorbim cu păstorul dumneavoastră, am înțeles că mai dinainte că va fi o binecuvântare de copii și atunci am zis, haide să rămânem aici, în familie. Să rămânem la familie, să ne uităm puțin ce vrea Dumnezeu de la familiile noastre, cum vede Dumnezeu familia, și pentru că mi-am și dat seama că este un an în care v-a spus tare să investiți în familie și bine faceți, pentru că, vedeți dumneavoastră, 2 instituții ale lui Dumnezeu pe pământ sunt cele mai lovite, biserica și familia, așa că e bine să ne blindăm, e bine să ne echipăm bine pentru ceea ce va urma. Și în câteva minute în dimineața aceasta m-am oprit la acest pasaj din cartea Iov, care apare n-are nimic de face cu familia, pentru că nu e așa. Dacă rostesc cuvântul Iov, atât. Ce ne trece prin minte? Când ne gândim la Iov, de la nivelul nostru, de la firul ierbii, ne gândim la Iov, cel care a suferit, cel care a pierdut, cel care a fost trădat, cel pentru care s-a făcut un târg pe care nu ni-l putem explica și nu ni-l vom explica până când vom ajunge acolo și vom înțelege ce târg a fost acela pentru pielea lui Iov. Și în felul acesta ne gândim. Ne gândim la Iov cât de prieteni sunt prietenii, ne gândim cât de tari sunt chiar cei care ar trebui să fie cei mai tari de lângă tine, soțul, soția. Însă, în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm puțin la Iov dintr-o altă dimensiune. Nu de la nivelul ochilor noștri, ci aș vrea să ne uităm de sus în jos la Iov. Și să ne uităm la Iov așa cum îl vede Dumnezeu. Și vom fi surprinși să vedem că nu suferința a fost cea mai importantă pentru Dumnezeu în ceea ce îl privește pe Iov, că nici relațiile cu prietenii, nici necazurile prin care a trecut, nu acestea au fost cele mai importante lucruri care au contat pentru Dumnezeu în ce l-a privit pe Iov.
Și când Dumnezeu se uită la Iov de deasupra, ne lasă scris și nouă taților și nu doar nouă taților, în familie, nouă părinților, cum ne vede Dumnezeu? Cum ne evaluează Dumnezeu? Ce contează în ochii lui Dumnezeu? Și primul lucru pe care îl vedem că îl interesează pe Dumnezeu cu privire la Iov este evaluarea spirituală. Nu suferința, nu necazul, nu boala, nu trădarea, ci evaluarea spirituală. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta contează în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim tați buni, Paul, dacă vrei să fii un tată bun pentru învierea aia mică, ca asta înseamnă Anastasia, Ioana, dacă vrei să fii o mamă bună, înainte să faci tot, să faceți tot ce ține de voi, să aibă confortul la care ne gândim și ne dăm noi peste cap și alergăm și venim și nu mai știm de noi, cel mai important lucru pe care putem să-l facem pentru copiii noștri este ceea ce contează pentru Dumnezeu. Să fim fără prihană, curați la suflet și să ne temem de Dumnezeu. Asta e cel mai important cadou pe care putem să-l facem copiilor noștri. Cum era așa Iov? Că starea lui, dacă am fost atenți la citire, nu l-ar prea favoriza să fie în felul acesta, nu-i așa? Ne gândim să fie neprihănit, curat la suflet, să teamă de Dumnezeu. Bă, ăsta a fi fost un pusnic în vârful unui munte. Ăsta n-a interacționat cu oamenii, n-a fost ispitit, n-a fost terfelit în toate lucrurile. Izolat undeva e bine, e simplu să fie așa. Sau mai ușor să fie așa. Asta era starea lui Iov? Nici vorbă. Această neprihănire, curăție de suflet al lui Iov se vede prin fapt, de exemplu, în Iov, în capitolul 31 cu versetul 1, spune Sfânta Scriptură așa, și este afirmația lui Iov și Dumnezeu nu-i o contestă. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Apoi, ni se spune mărturia despre Iov, că a fost un om foarte generos. A fost ochi pentru cel or, picior pentru cel șchiop. Nimeni n-a plecat cu mâna goală din prezența lui Iov. A fost un om atent la nevoile celorlalți. Pentru că Dumnezeu ne evaluează în primul și în primul rând din punct de vedere spiritual. Dacă laude Domnul ceva la tine, dacă ar trebui să laude ceva Domnul la noi astăzi, ar trebui să fie omul ascuns al inimii, omul lăuntric. Și ceea ce contează cel mai mult, chiar în raport cu familiile noastre, este starea noastră spirituală. Putem să le aducem toate lucrurile de pe lume. Putem să umplem casa cu cele mai scumpe și mai pretențioase lucruri. Dacă în evaluarea lui Dumnezeu nu se spune și despre noi ce s-a spus despre Iov, n-aducem nimic. Dacă Dumnezeu îl evaluează în primul și în primul rând din punct de vedere spiritual, a doua evaluare pe care Dumnezeu o face la Iov, și aici o să mă opresc cu puțin mai mult decât la prima, având în vedere sărbătoarea de astăzi, a doua direcție de evaluare pe care Dumnezeu o face la Iov este în raport cu familia lui. În raport cu familia lui. Și am văzut încă în versetul 2 și apoi în versetul 2 i s-au născut 7 fii și 3 fete. Și apoi continuă cu versetul 4. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Ce văd aici? Că Dumnezeu se uită la Iov și îl privește în raportul pe care el îl are cu cei de acasă, cu cei de aproape. Pentru că acolo suntem noi naturali. Când suntem în societate, când ieșim pe stradă, când mergem la birou, la serviciu, când venim în biserică,
Ne controlăm, ne schimbăm, arătăm bine. Nu toată ziua ne îmbrăcăm în salopeta asta de anvon, nu? Arătăm bine în biserică, arătăm bine, ne controlăm reacțiile. Acasă suntem în normalul nostru, în naturalul nostru. Acolo lăsăm garda jos și suntem așa cum suntem. Punem picioarele pe o măsuță, vorbim natural. Dar Dumnezeu se uită la Iov și vede câteva lucruri, cum își tratează Iov familia. Și iată câteva lucruri pe care Iov le face. Primul lucru, îi ține pe toți aproape. Îi învață pe copiii lui să stea uniți și să nu se certe între ei, să nu se sfâșie între ei, să nu facă procese de succesiune după, să stea uniți. Din când în când, câte un băiat dădea câte o petrecere, chema pe toți frații lui, dar nu uita nici de surorile lor. I-a învățat Iov pe copiii lui să fie uniți. E primul lucru pe care trebuie să-l facem ca părinți. Să ne învățăm copiii să stea una. Știți de ce? Pentru că suntem atât de dispuși să investim în alții și uităm că cei care contează cu adevărat sunt cei care în ziua în care se va pune pământ peste noi și când toți vor pleca imediat, vor rămâne o mână de oameni încă o jumătate de ceas, un ceas și vor aranja florile peste noi. Ăia contează. Ăia contează. Și Iov înțelege cât de important este să îi adune, să-și adune familia aproape. Să-i țină pe copii împreună, să stea el aproape de ei. Nu-i abandonează. Atunci când nu ținem, nu reușim să ținem familia împreună, atunci pierdem unitatea, generăm conflicte și mai ales familia aceea devine vulnerabilă. Devine vulnerabilă pentru că ne expunem reciproc slăbiciunile noastre ale fiecăruia. Cum ne dăm seama? Cum putem să ne evaluăm dacă într-adevăr casa noastră, familia noastră este aproape? Ne adunăm, suntem unul lângă celălalt. Suntem aproape atunci când toți știm încotro ne îndreptăm, adică avem o viziune unitară asupra familiei. Nu-l abandonăm pe nimeni! Nu că nu mai sunt unii care rămân în spate, tragem de ei, nu, alții iau prea înainte. Și dintr-o dată vezi că se lăbărțează familia. Alții au o viteză spirituală de nu mai știi cum să-i ajungi. Alții mai încetuc, așa, tragem de ei duminica dimineața, îi dăm jos din pat, îi băgăm noi în duș să pregătească. Alții deja sunt mașină, să plece. Luni la rugăciune, marți la tineret, miercuri la cor, vineri la... Altul, du-te mă și tu, implică-te și tu, suntem diferiți. Și este o vreme în care nu trebuie să ne abandonăm unii pe alții, ci să, cât de cât să ne ținem aproape, că e familia noastră, sunt ai noștri. Ne dăm seama că nu mai suntem aproape atunci când succesul și eșecul nostru nu este împărtășit de toți din casă. Când motivele de bucurie și de tristețe nu mai sunt aceleași pentru toți din casă. Ne dăm seama că nu mai călătorim împreună când nu mai știm să ne împărțim efortul din interiorul casei. Când avem preocupări diferite și nimic în comun. Ne dăm seama că nu mai suntem împreună. Nu este simplu să ții familia unită. Nu e simplu, pentru că suntem generații diferite. Distanța asta, prăpastia dintre generații se adâncește mai mult decât oricând. Cu atât mai mult cu cât o generație este mult mai scurtă acum decât înainte. Dar nu intru în detaliile acestea. De aceea,
având în vedere și complexitatea vieții din interiorul familiilor noastre. Și familia e foarte complexă, nu e atât de simplă cum o văd unii, nu? Familia trebuie să funcționeze în primul și în primul rând, în primul și în primul rând, din punct de vedere spiritual. Câți ne dăm seama de lucrul ăsta? Realitatea familiei este în primul și în primul rând, în domenii spirituale. Și noi trebuie să ne oprim ca să vedem acest adevăr. Și apoi, în domeniul emoțional, intelectual, relațional, fizic, financiar, din toate celelalte puncte de vedere. Dar de obicei noi vedem numai segmentul ăla unde suntem noi forte, unde suntem noi buni, sau preocupările noastre, viziunea noastră. Doar atâta vedem din familie. Dar familia e complexă, nu avem voie să abandonăm celelalte domenii ale familiei. Și noi trebuie să stăm împreună din toate punctele de vedere. Familia e complexă, este imprevizibilă. Nu e simplu să stai împreună când apar crize. Și tot felul de crize pot să apară. Un accident, o boală, o ia razna un copil. Ce faci atunci? Începe să ne reproșăm unul altul. Ți-a spus eu să nu fii atât de adiaspru. Nu, că ai fost tu prea permisiv. Ți-a spus să nu-i dai atâtea. Ba nu, că el nu a avut, că tu a avut ceilalți. Și ne scoatem ochii în loc să stăm uniți. Nu e simplu să stai împreună când apar lucruri imprevizibile. Poți să apară crize financiare, să fii obișnuit cu un anumit standard de viață și dintr-o dată să se ducă totul printre degete. Mă aduc aminte, am avut un prieten în Statele Unite în 2008, s-a culcat seara cu 4 case, multimilionar, toate casele erau peste 1 milion. Și s-a trezit dimineața să-și caute chirie. Într-o noapte a picat tot. Ce faci? Obișnuit cu lux și dintr-o dată a doua zi mânci cereale cu lapte. Pentru că viața este imprevizibilă. Și atunci întrebarea este, cum să-i aducem pe toți aproape? Cum să facem să atragem pe toți aproape în casă? Asta a făcut Iov. A investit în copilul lui și a adus pe toți aproape. V-aș duce într-un alt pasaj, la un alt personaj, care să ne ajute în explicație. Și este foarte ciudat pe cine o să aduc acum înaintea dumneavoastră, pentru că este omul căruia nu i-a apăsat niciodată de nimeni. Iacov. Iacov n-a trăit o viață întreagă decât pentru sine. Nu i-a apăsat de mamă, nu i-a apăsat de tată, nu i-a apăsat de frate, a călcat peste cadavre, ajunge la Laban, nu i-a apăsat de socru. Mă rog, asta e normal, nu e greu. Dar la un moment dat, îl ajunge viața din spate. Și trebuie să fugă de socru, în spate-i moarte, dar înainte Esau. Și Esau nu e altcineva decât trecutul lui în oglindă. Esau era pentru Iacov ceea ce Iacov fusese pentru Esau. Și acum Esau venea cu trecutul lui și trebuia să-și confrunte trecutul. Și trecutul lui, cum s-a comportat, însemna moarte. Dar acum nu mai era singur. Acum o grămadă de purdei pe lângă el, oameni, slugi, bogății. Ce face? Harul lui Dumnezeu este că a avut o întâlnire dincolo de pârâul Iabocului. Și Dumnezeu, când îl schimbă pe Iacov, nu îl îmbunătățește puțin. Bă, o variantă, mă așa în genul, bă, eu acum azi varianta mea cea mai bună. Nu, când ne întâlnim cu Dumnezeu, Dumnezeu nu face varianta noastră cea mai bună. Dumnezeu face o altă variantă, una nouă, nouță, numai bună pentru cer. Și se întâlnește Iacov cu Domnul și de acolo vine Israel. Nu mai vine Iacov, vine Israel. Dar Esau se apropie. Problema întâlnirii cu Esau de acum nu mai era o problemă, de fapt. Pentru că Iacov era altul. Și știți povestea, nu mai insist asupra ei, se împacă, se sărută și la un moment dat Esau zice, no, gata, hai, îmbarcarea, plecăm în casa părinților noștri. Și este un verset peste care am trecut de atâtea ori fără să mă uit în adâncul lui. Și în capitolul 33, versetul 13 din Geneza, spune cuvântul Domnului așa. Și dintr-o dată Iacov s-a oprit și a zis, Esau, eu nu pot să vin cu tine. Dar de ce? Ne-am împăcat. E bine acum între noi. Da, e bine. Dar nu pot să vin cu tine.
Știi de ce? Pentru că, auziți, deci omul care n-a avut niciodată ochi pentru nimeni, nu s-a văzut decât pe sine, zice, am copii micșori și ăștia nu pot merge în ritmul nostru. Extraordinar, cine ești tu? Mă, tu nu ești Iacov. Dintr-o dată vezi nevoile altora? Dintr-o dată îi vezi pe copiii tăi altfel? Păi asta se întâmplă când întâlnim pe Dumnezeu. Dintr-o dată copiii noștri sunt altcineva decât am crezut eu că sunt. Și Iacov, care n-a cunoscut decât pe sine, nu s-a cunoscut decât pe sine, începe să-și cunoască copiii. Ăsta e primul pas, să ne aducem familia aproape. Să-i cunoaștem pe fiecare în parte. Și o să revin puțin și la Iov, că de fapt despre Iov vorbim, noi luăm ca exemplu pe Iacov. Pe unii i-a văzut că nu pot să margă într-un ritm, pe alții că au un alt ritm. Și a doilea lucru pe care îl face Iacov ca să-și strângă familia, așează ordinea. Așează ordinea și își așează prioritățile, de fapt. Își schimbă prioritățile. Aș vrea pentru următoarele 2 minute să fiți puțin mai atenți decât ați fost până acum, nu că n-ați fost. Noi știm care au fost prioritățile lui Iacov, nu așa? Ce a căutat toată viața? Vă aduceți aminte de întâlnirea cu Domnul la Betel, scara cerului? Mă, de atunci a fost interesant. Și el, uitați cum dialoghează el cu Dumnezeu. Doamne, dacă. Doamne, dacă. Vă aduceți aminte de afirmațiile lui Habacuc când se gândește la Dumnezeu și el zice, chiar dacă nu va fi, nu voi răculta, chiar dacă tu vei rămâne același. Iacov fuge, încă nu-l întâlnise pe Domnul la pârul Iabocului. Și el încă se gândește, dacă îmi dai, dacă așa, o, facem negoț. Și acum este momentul să-și țină familia împreună, dar își dă seama că trebuie să-și pună ordine în prioritățile lui. Și vă duc puțin înainte de momentul împăcării cu Esau. 1, 2 capitole, 31 și 32 din Geneza. El se așteaptă să vină Esau și din punctul lui de vedere Esau vine și îl termină. Și se uită așa la ce are, la cine-i cu el și zice, eu trebuie să-mi așez tabăra în ordinea în care sunt dispus să pierd. După gândirea lui de la Betel, nu de la Biserica Betel, da? Să fim clar, ordinea ar fi fost ceva de genul ăsta și ar fi pus prunci, nu, slugi, prunci, neveste și în spate de tot bănuții, turmele, avuțiile să le salveze, că pentru asta trăia el. Și acum îl întâlnește pe Dumnezeu, își dă seama că trebuie să țină familia împreună și uitați-vă ordinea în care este gata să piardă lucrurile și care este ordinea în care vrea să țină, adică ce e mai important pentru el. Și Sfânta Scriptură spune așa, și atunci Iacov a luat toate turmele și le-a pus înainte. Ăsta nu Iacov. După turme, își ia roabele cu copiii lor și îi pune în spatele turmei. În spatele roabelor cu copiii lor, o pune pe Lea cu copiii ei. Și la sfârșit de tot, Rahela cu prințișorul. Credeți dumneavoastră că pe Iosif a început să-l iubească frații așa după vise? Nu. Tu ești ăla care mori ultimul, nu? Avem noi grijă să se întâmple altfel. Și acum, dacă ne uităm la imaginea aceasta, se vede ordinea priorităților din viața lui Iacov, total schimbată față de până atunci. Sunt în stare să pierd tot, dar să nu pierd copiii, să nu pierd familia.
Și sunt roabele, Leia, Rahela. Și acum întrebarea este, da, tu, Iacov, unde te pui? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și atunci Iacov a trecut înaintea lor, adică a familiei. Nu s-a pus înaintea bunurilor. Știți ce a zis Iacov? Și dacă pierd tot, și dacă vine Esau și taie tot cu sabia, nu mai-mi pasă. Nu mai-mi pasă. Pentru mine tot ce contează sunt cei din casă. Că familie putem să fim cu mult sau cu puțin. Dar e dureros să ai mult și să nu mai ai cu cine împărți. Și să-i pierzi pe cei dragi. Deci îi cunoaște, își dă seama că nu poate să meargă într-un ritm impus de alții, apoi așează ordinea și apoi îi protejează trecând el înainte, pentru că a zis, dacă cumva nu obosește sau omorând la capre și la oi, înainte să moară familia, mor eu. Pentru că asta face tata. Își protejează casa. Haideți să revenim puțin la Iov. Iov își dă seama că copiilor dau câte o petrecere din când în când, se gândește, mă, acolo nu-s chiar atât de atenți. Auzi, îi cunosc, dar am să fac ceva. Știți cum își ține aproape Iov familia? Și un sfat foarte practic, o învățătură practică pentru noi. Iov aprinde altar în casă. Auziți ce spun? Iov aprinde altar în casă. Nu numai marți la biserică, nu numai joi la biserică, zi de zi acasă. Cum ne putem duce și împrăștia în camerele noastre fără să ne adunăm, nu știu, nu trebuie să facem stăruință noi acolo, dar să avem timpul ăla, cât o fi, un psalm, o rugăciune, să ne întrebăm, bă, ai mâine examen, ne rugăm pentru tine, să-ți amintească Domnul numai ce ai citit. Ne rugăm unii pentru alții. O familie care are altar în casă stă unită. Ne întrebăm de multe ori, bă, cum suntem așa lăbărțați, parcă altă dată mă simțeam unul cu altul, eram mai simțitor, ne păsa mai mult. Se pare că trăim vremuri în care s-au dărâmat multe altare. Nu mai este rugăciune și cuvânt și uităm că prima biserică din care facem parte nu e asta, ci cea de acasă. M-au întrebat pe la conferința de familie unii, unde scrie în Biblie că bărbatul e preotul casei? Nu scrie nicăieri. Nicăieri nu scrie bărbatul e preotul casei. Dar scrie altceva, că Iov aducea jertfe. Ați înțeles? Și Iov aduce jertfe. Nu numai că aduce jertfe, comunică. Zice și apoi îi chema și vorbea cu ei. Își făcea timp să comunice și să vorbească cu ei. Era responsabil, îi descosea. Bă, tu ai zis gluma aia proastă. Bă, tu ai jignit-o pe soră ta. Știa să vorbească cu ei. Era responsabil față de ei. Hai să transpunem puțin în vremea noastră. Adică avea copii și tata, mama știa parola de la telefon. Avea acces la conturile copiilor. Păi ce e să ai copii minori și părintele să nu știe parola? Păi cum e asta? Sau copilul să nu știe parola părintelui? Dar ce avem de ascuns unul față de celălalt? Un singur lucru am cerut fiicei mele să nu intre în telefon la mine. Tot e deschis, are face recognition și la telefonul meu. Un singur lucru am cerut, la corespondența care ține numai de pastorația mea. În rest, totul e deschis, pentru că trebuie să fim transparenți. Asta ne protejează de păcate mari. Să ne ajute Domnul. Așa se întâmpla din când în când.
Na? Așa avea Iov obicei să facă. Deci, dacă îl privim pe Iov, îl vedem într-un fel de aici, de la nivelul nostru. Când îl privește Dumnezeu, primul lucru care îl vede Dumnezeu la Iov este că e neprihănit, curat la suflet și se teme de Dumnezeu. A doilea lucru pe care îl vede Dumnezeu și ne este pus aici, în ordinea asta, în Scripturi despre Iov, avea 7 fii, 3 fete și modul în care se comporta cu ei. Și al treilea domeniu, și ne-am gândit, bă, să fie atât de pocăit ca eu, să ai o asemenea familie, ăsta sigur era pe șomaj. Avea alții grijă de el. Era o organizație care avea milă de el. Nu? Al treilea domeniu în care Dumnezeu ne evaluează este relația tatălui cu munca. Dumnezeu este interesat cum ne asumăm munca. Și spune despre Iov. Și ăsta avea sute de cămile, mii de măgari, tot felul de... Avea o companie de transport, că nu e în Bihor așa. Păi cu asta se transporta atunci, nu? Angajați, zice, un mare număr de angajați. Păi dar când mai avea timp să fie și neprihănit? Atâtea provocări, fiecare cu moftul lui de dimineață. Copiii și cu familia. Păi nevastă, ai tu grijă de familie, eu sunt cu business-ul. Și Iov era atent la familie. Nu știu ce time management, vorba ungurilor, avea, că își făcea timp și pentru business. I-a dat Dumnezeu înțelepciune să fie responsabil cu timpul lui. 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi. Uneori zicem, sunt prea ocupat să mai am timp de Dumnezeu. Nu vi se pare că atunci când ne simțim presați cu timpul, primul loc din care tăiem, care este? Biserica și al doilea? Familia. De aici tăiem. Haideți să vă spun un lucru care pe mine m-a măcinat mult în ultimul timp. Iertați-mi vocea, mă mai suportați încă 2 minute și apoi vă scap de chin. Vorbesc de multe ori așa cu frații în biserică și îmi spun, frate, ce m-aș implica mai mult, dar n-am timp. Și am zis, Nima, tu ești singurul pe planeta asta la care ziua e mai scurtă de 24 de ore, cum n-ai timp? E mai puțin timpul tău decât alu alții. Păi nu, frate, dar nu am timp. Păi asta spun, că și la tine ziua începe la 12, noaptea se termină următoarea, adică 24 de ore, atâta primim. În fiecare, și eu primesc atâta. Atâta am. Când zic n-am timp, este o minciună fină, nevinovată, să spun, de fapt, prioritățile mi-s diferite. Pentru că timpul ăsta de 24 de ore îl umplem cu segmentele noastre, da? Cu ce considerăm, în ce ordine? În ordinea importanței. Și ne prindem, ne lăsăm prinși de atâtea lucruri și am adoptat un sistem lumesc de viață și ne lăsăm conduși și manipulați de cineva care ne gândește toată viața noastră. Uitați-vă dumneavoastră, gândiți-vă dacă noi cumpărăm lucruri de care chiar avem nevoie și care chiar contează, chiar trebuie. Îți iei frigiderul, domnule, astăzi mâine vine un influencer pe Instagram și o trage de mâine că pe copilă și vine copilul și zice, nu-i bun frigiderul ăsta, ne trebuie de cu televizor pe ușa. Și atâta te toacă la cap încât zici, bine, no, hai că ăsta scoatem în garaj și cumpărăm de ăla. Da, dar mai vine o factură de 2000 de euro. Ce faci? Trebuie să stai o jumătate de oră în plus la lucru. Și apoi, jumătatea aia de oră, unde o bag? În segmentul de 24 de ore, nu? Și când zic, mă, ne întâlnim azi la vineri la rugăciune prelungită, n-am timp. De fapt, timpul e același. Ne ordonăm prioritățile funcție de ce e valoros pentru noi. Vă rog, nu mai spuneți că nu aveți timp. Spuneți așa, pentru mine, astăzi este mai important să mai lucrez încă 2 ore decât să vin la rugăciune. Că asta e realitatea. Că timpul
e același. Iov a primit înțelepciunea de la Dumnezeu să nu uite de el, să nu uite de cei de aproape și să și facă treaba bine. De aceea era cel mai cuvază din tot răsăritul. Uitându-se Dumnezeu astăzi la tine, ce-ar spune? Dragă tată, mamă, uitându-se astăzi Dumnezeu la mine, ar spune despre mine, ăsta e un om neprihănit, un om curat, cel mai mare cadou pe care îl poți face soției și copiilor, nu-i ultimul tip de BMW. Băi, că poți, ia-l! Dar fără să-ți mănânci timpul, eu nu zic că e rău să ai, dar ai grijă să-ți ordonezi lucrurile în ordinea importanței. Evaluându-te Dumnezeu în raport cu familia, ce simte familia ta când ai ajuns tu acasă? Ce se întâmplă în casa ta când deschizi tu ușa? Se adună toți, vin toți, este o atmosferă efervescentă, e bucurie, a sosit, a intrat tata, a intrat mama, ce fain, hai să trântim ceva aici, nu? O bucată de slană cu niște scoacă, ăsta e un cuvânt pe care l-am învățat în Oradea, pe când eram pe aici, două cuvinte am învățat în Oradea, scoacă și tiuche. Nu? Ce se întâmplă cu casa ta când intri tu în casă? Gândește-te, pentru că asta reflectă relația ta cu familia. Și asta nu ne scuză să nu fim responsabili și pentru lucrurile materiale din casa noastră. Mă rog Domnului să binecuvinteze Domnul toate familiile din Biserica Philadelphia, toți părinții, toți tații, toate mamele, toți copiii, binecuvântat să fie Domnul. Amin.